Sfârșitul săptămânii trecute a reprezentat unul de coșmar pentru Câmpul Lung și alte 5 zone limitrofe. Din cauza unei scurgeri la magistrala care aprovizionat municipiul cu apă, peste 45.000 de oameni au avut de suferit. A fost o situație extrem de gravă, o situație pe care, din păcate, la nivel local nu s-a reușit gestionarea într-un timp operativ și care ne-a creat probleme, dar ne putea crea și probleme mult mai complicate decât cele care au apărut. Astfel a fost convocată în regim de urgență ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență, în cadrul căreia au fost solicitate analize privind cauzele care au dus la situația neplăcută, dar și măsuri concrete pentru a-i ajuta pe oameni. Am convocat în regim de urgență ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență, în care am cerut tuturor factorilor responsabili din județul Argeș atât o analiză extrem de serioasă asupra cauzelor care au dus la producerea acestei situații, cât și măsurile de intervenție directă pentru a se putea realimenta cu apă populația în cel mai scurt timp. Mai mult au fost trimise echipe mixte de la Direcția de Sănătate Publică Argeș și de la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor pentru a efectua controle la toate unitățile care produceau sau serveau produse alimentare. Am dispus ca DSP-ul și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor să efectueze controle la toate unitățile care produceau în zilele respective și care funcționau produse alimentare, din fericire neconstatându-se deficiențe în ceea ce înseamnă siguranța alimentară a cetățenilor, marea majoritate a magazinelor fiind închise, având postate și anunțuri pentru înștiințarea populației. Deși se știa de starea precară a conductelor care alimentează orașul cu apă potabilă, un caz similar având loc acum 11 ani, niciun reprezentant local nu a făcut vreun demers în ceea ce privește înlocuirea vechilor conducte, lucru ce l-a nemulțumit pe prefect. Mihai Oprescu a acuzat autoritățile locale pentru lipsa de interes arătată față de locuitorii Câmpulungului și urmează să aplice sancțiuni celor responsabili. Dacă nici alimentarea cu apă a populației nu este o problemă de siguranță cetățenească, administrativă, națională, cum doriți dumneavoastră, și de responsabilitatea autorităților locale, atunci nu știu ce ar mai putea să fie o astfel de problemă.